Cu aproximativ 66 de milioane de ani în urmă, ceva teribil s-a întâmplat, ceva cu viața de pe planeta noastră. Ecosistemele au fost atinse de o lovitură masivă, erupții vulcanice ce au umplut atmosfera cu dioxid de carbon și un asteroid de mărimea lui Manhattan a lovit Pământul. Praful de la impact a redus sau chiar a oprit fotosinteza mai multor plante, înfometând ierbivorele și carnivorele ce le vânau. Într-o perioadă scurtă de timp, 3/4 din speciile lumii au dispărut pentru totdeauna. Dinozaurii giganți, pterozaurii zburători, calamarii cu carapace și reptilele marine ce prosperau de veacuri s-au stins în preistorie. Poate părea că dinozaurii au fost pur și simplu ghinioniști, dar extinții de diferite severități au avut loc de-a lungul istoriei Pământului și încă se întâmplă în jurul nostru în ziua de astăzi. Schimbarea mediilor împinge unele specii în afara zonelor proprii de confort, în timp ce creează noi oportunități pentru altele. Speciile invazive ajung în habitatele noi, eliminându-i pe cei nativi, iar în unele cazuri, întreaga specie este ștersă complet ca rezultat al activității unor organisme mai bine adaptate. Câteodată totuși, schimbările masive din mediu au loc prea rapid, iar majoritatea creaturilor vii nu au timp să se adapteze, provocând moarte a mii de specii într-un moment geologic. Numim asta extinție în masă și, deși acest tip de eveniment poate fi rar, paleontologii au reușit să identifice câteva dintre ele prin schimbările dramatice din înregistrările fosilelor, unde descendența ce a persistat prin câteva straturi geologice dispar dintr-o dată. De fapt, aceste extinții în masă sunt folosite pentru a diferenția istoria Pământului în perioade distincte. Cu toate că dispariția dinozaurilor este cel mai cunoscut eveniment de extinție în masă, cel mai mare eveniment de genul a avut loc cu mult timp în urmă, înainte ca dinozaurii să existe. Acum 252 de milioane de ani, între perioadele Permian și Triasic, masele de teren ale Pământului erau strânse împreună într-un singur supercontinent numit Pangea. În timp ce a coagulat, interiorul lui era plin de deșerturi, în timp ce linia de coastă elimina mările tropicale unde prospera biodiversitatea. Erupții uriașe ale vulcanilor au avut loc de-a lungul Siberiei și au dus la temperaturi foarte ridicate, ceea ce creează un efect de seră masiv. Aceste catastrofe au contribuit la extinția a 95% din speciile oceanului, iar pe Pământ, reptilele ciudate din Permian au dat naștere strămoșilor dinozaurilor mult mai cunoscuți în ziua de astăzi. Dar extinția în masă nu este un lucru din trecutul îndepărtat. În ultimele câteva milioane de ani, fluctuația straturilor de gheață masive de la polurile planetei noastre a determinat creșterea și scăderea nivelului mării, schimbând tiparul de vreme și curenții oceanului pe parcurs. În timp ce straturile de gheață s-au retras și s-au întors, unele animale fie au fost capabile să se adapteze schimbărilor sau au migrat într-un mediu mai potrivit. Totuși, alții, precum leneșii uriași, hienele gigantice și mamuții, au dispărut. Extinția acestor mamifere mari coincide cu schimbările din climat și ecosistem din cauza topirii ghețarilor, dar există de asemenea o suprapunere între acest eveniment și creșterea unei anumite specii de humanoizi originari din Africa cu 150.000 de ani în urmă. În cursul adaptării lor în noul mediu, creând noi unelte și metode pentru a strânge mâncare și pentru a vâna prada, oamenii probabil nu au fost principala cauza extinției acestor animale mari, din moment ce multe au fost capabile să coexiste cu noi pentru mii de ani. Dar este clar că astăzi uneltele și metodele noastre au devenit atât de eficiente încât oamenii nu mai reacționează la mediu, dar îl schimbă în mod constant. Extinția speciilor este un eveniment normal în spatele ecosistemului, dar studiile sugerează că rata de extinție din ziua de astăzi pentru multe organisme este de sute sau chiar mii de ori mai mare decât în trecut. Dar aceeași abilitate unică, care face ca omul să fie capabil de extinție în masă, ne poate permite de asemenea să le prevenim, învățând din extințiile din trecut, identificând ce se întâmplă în ziua de azi, în timp ce mediul se schimbă și folosind această cunoaștere pentru a micșora efectul nostru asupra altor specii. Putem transforma impactul umanității asupra lumii de la ceva destructiv, precum un asteroid, într-o parte colaborativă a unui viitor diversificat. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!